Seara aceasta aș dori, să terminăm, aș dori să terminăm studiul nostru pe doctrina depravării totale, abordând două puncte pe care am dori să le mai discutăm și să le înțelegem cu privire la această doctrină importantă în creștinism și apoi să privim la două, trei obiecții aduse acestei doctrine a rămas să afirmăm că doctrina depravării totale ne învață că omul se află sub condamnarea totală sau eternă a lui Dumnezeu. Suntem total depravați, motiv pentru care suntem condamnați etern de Dumnezeu, afară de situația în care un om este alesul lui Dumnezeu și este mântuit. Acum, în vremea în care noi trăim, au început să fie tot felul de oameni, chiar și în în mediul evanghelic care pun sub semnul întrebării fie chinul veșnic, fie motivele pentru care Dumnezeu ar ține un om o veșnicie despărțit de el. Da? De ce Dumnezeu mai degrabă nu ne distruge? Să ne judece, să ne distruge, să ne distrugă și să încheie problema și situația. Însă, poate argumentul teologic cel mai serios, pentru că nu avem timp să privim la texte care afirmă lucrul acesta, argumentele mai degrabă împotrivă sunt filozofice. Sunt unii care aduc și argumente textuale, dar cele mai multe obiecții sunt filozofice. Cum poate un Dumnezeu drept și dragoste să privească la oameni pe care i-a creat și să știe o e dragă că ei sunt chinuiți, da? Și lucruri de genul ăsta. Argumentul teologic, cred că cel mai puternic pentru mine, este că ofensa adusă împotriva lui Dumnezeu, unui Dumnezeu infinit este o ofensă cu caracter infinit. Dumnezeu este ființă infinită. Dacă e păcătuit împotriva bunătății sale infinite, păcatul împotriva bunătății sale infinite atrage o vinovăție infinită. Atunci când înțelegem cu seriozitate sfințenia lui Dumnezeu, când avem o revelație a sfințeniei lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, în inimile noastre nu mai există o obiecție față de pedeapsa lui Dumnezeu strigăm și noi ca Isaia, vai de mine, care înseamnă sunt blestemat, sunt distrus. Merit lucrul acesta. Nu mai pune sub semnul întrebării lucrul acesta. Pentru că oamenii nu conștientizează, pentru că oamenii nu se află decât foarte rar sub impactul sfințeniei, mâniei, urii lui Dumnezeu față de păcat. Pentru că nu experimentează lucrul acesta, ci doar îl au mintea lor, de asta oamenii obiectează față de ceea ce rezultă din atributul sfințeniei lui Dumnezeu, mâniei lui Dumnezeu, și anume faptul că oamenii total depravați suferă o veșnicie în Iad. Oamenii nu experimentează lucrul acesta. Că sunt foarte puțini oameni care să fi trecut printr-o traumă a Sufletului Spirituală încât să recunoască, da, Domnule, aș merita să uh, suferă o veșnicie în iad. Și aș spune că dacă un om n-a trecut prin lucrul acesta, nu este creștin. Dacă un om se declară creștin, și toată viața spune, sau toată viața are semnul ăsta de întrebare în suflet, cum poate domnule Dumnezeu să dea o asemenea pedeapsă? Cel mai probabil că nici nu este creștin. Cel mai probabil că nu a avut niciodată un moment în viața lui în care să fi fost acoperit, apăsat, pătruns, afectat de Sfințenia lui Dumnezeu. Da? Ideea este următoarea. Ofensa împotriva unui Dumnezeu infinit atrage o vinovăție infinită. Un singur păcat, făcut împotriva unui Dumnezeu infinit, ne-ar fi trimis pentru totdeauna în iad. Da? Pentru totdeauna în iad. Acum, aș vrea să vă dau un exemplu. De exemplu, dacă cineva ar face un accident, și vreau să vă dau exemplul ăsta pentru că oamenii, unii oameni spun în felul următor, domnule, dacă eu, de exemplu, am făcut un păcat, sau dacă am trăit 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 70 de ani, 80 de ani în păcat, de ce sufăr o veșnicie în iad? Cum poți să compari 80 de ani de păcat, fie și ea depravare totală, 80 de ani cu o veșnicie întreagă, nu? Este absurd. Sau alții au păcătuit 20 de ani sau 30 de ani. Este absurd să mă pedepsești 80 de ani, să mă pedepsești pentru 80 de ani de păcat, să mă pedepsești o veșnicie întreagă. Milioane de ani. Miliarde de ani, da? Și nu-i decât începutul. Și nu-i decât începutul. Răspunsul este că un păcat. Nu poate fi pedepsit nici măcar în viața uh, reală, nu poate fi pedepsit conform cu durata săvârșirii lui. Aș putea să auzit acest exemplu clasic. Poți omorî un om în 2-3 secunde, da? Nu te ține nimeni la închisoare 2-3 secunde. Este absurd să spui că pedeața este din punct de vedere temporal egală cu păcatul. Păcatul a fost înfăptuit în două minute, pedeapsa va fi de două minute. E absurd. Nicăieri în lume nu funcționează lucrurile în felul acesta. Nicăieri nu funcționează lucrurile în felul acesta. Un păcat sau o faptă se vudică. De exemplu, dacă cineva are un accident cu mașina, o moară pe cineva într-un accident de mașină, o moară pe cineva într-un accident de mașină, situația respectivă se va discuta din mai multe puncte de vedere. Dacă a fost datorită neglijenței, îi una. Dacă a fost datorită neputinței, îi alta, pentru că oamenii au anumite, de exemplu, au anumite datorită unor boli și pierd controlul la volan și o moară pe cineva. Nu se trimite nimeni în pușcărie pe ăla pentru treaba asta, da? Dacă a fost din neputință e una, dacă a fost din neglijență e alta, dacă a fost cu intenție, este cu totul altceva. Dacă a dat cu intenție într-un om că era nervos e una, dacă a dat cu intenție în Putin sau în Obama, e cu totul altceva. Diferă chiar și pe omul pe care a vrut să-l lovească. Da? Vedem așadar că ideea asta cât timp am săvârșit păcatul cam atât ar trebui să suferi este complet greșită chiar și din punct de vedere uman. Și un alt argument pe care l-aș aduce, un argument pe care l-am auzit la James White, este că oamenii în iad, despărțiți de Dumnezeu, nu se vor face mai buni. Da? Omul va rămâne vinovat înaintea lui Dumnezeu o veșnicie întreagă pentru că el va fi păcătos o veșnicie întreagă. Deci omul nu în iad se va duce născut din nou și va regreta toată veșnicia păcatele pe care le-a făcut cât timp a fost pe pământ. Dar domnule, nu mai este iertare. Degeaba regretă, degeaba se pocăiește, degeaba îi pare rău, degeaba strigă la Dumnezeu pentru iertare. Deci oamenii nu vor fi buni în iad. Deși mulți portretizează pe oamenii din iad în felul acesta, ei vor tânji după scăpare, vor tânji după eliberare, vor striga la Dumnezeu și Dumnezeu nu îi va asculta. Nu, omul va fi păcătos în iad. Omul despărțit de Dumnezeu nu se va face mai bun. Din potrivă, se va face mai, mai rău. Așa că starea de păcat a omului în iad va face ca vinovăția lui să persiste, ba chiar să crească. Da? La infinit. Pur și simplu la infinit. De aceea niciun om nu poate fi salvat de acolo. Niciun om nu poate fi salvat de acolo. Și ultimul meu punct, da, omul se află sub condamnarea eternă a lui Dumnezeu, da? Este total depravat, este o condamnare totală. Ultimul meu punct este că păcătoșenia nespusă a omului se va manifesta etern. Și lucrul ăsta l-am atins deja. Acum este adevărat că omul ia, din cât înțelegem în Sfânta Scriptură, în anumite texte, nu va avea posibilitatea să păcătuiască în mod activ, da? Vedeți unele imagini în care oamenii se bat între ei, unii să suie pe cazanul cu zmoală ca să îi împingă înapoi pe alții acolo și alții ajută pe dragi ca să îi prăjească pe alții și treburi din asta, da? Îi se echipe acolo care se distrează, unii pun muzică, unii băutură, deci nu există așa ceva, da? În iad oamenii care să-și facă, Dumnezeu să-i lase să-și poată face rău unii altora. De ce? Pentru că Scriptura ne arată că, iadul, este un loc al pedepsei. Nu un loc în care oamenii își vor face rău unii altora, da? Un loc în care oamenii încă vor continua să-și facă rău unii altora ca pe pământ. Nu este un loc în care mânia lui Dumnezeu se va revărsa continuu ca oamenii să fie pedepsiți pentru ceea ce au făcut împotriva lui Dumnezeu, da? ceva diferit. Nu ei se bat între ei și fac rău unii altora, ci Dumnezeu îi va lăsa într-un loc al chinului și al pedepsei lor. Da? Pedeapsa aceea va fi în funcție de judecată pe care Dumnezeu o va face. Judecata lui Dumnezeu va fi în funcție de păcatele lor. Da? Ai făcut păcatele astea, judecata este asta, pedeapsa este asta. Nu să pedepsesc ei între ei acolo. Dumnezeu nu are nevoie nici de dragi ca să facă lucrul ăsta. Dumnezeu nu are nevoie nici de oameni ca să execute pedepsa lui. Da? Dumnezeu nu are nevoie de lucrul acesta. Acum, nu știu dacă dumneavoastră ați auzit, eu am auzit și de aceea aș vrea să mă ocup puțin de aspectul acesta. Am auzit oameni care spun în felul următor, în special bazat pe textul, dacă este pildă sau nu, rămâne de stabilit, pe textul cu bogatul și Lazar, da? bogatul aude, ajunge în locuița morților și el începe să ceară milă. Cere milă și pentru frații lui. Și ei spun, starea omului în iad va fi diferită de starea care a avut-o pe pământ. Oamenii vor fi într-un sens, mai bun decât au fost pe pământ. De ce? Pentru că, uite, bogatul a vrut să se pocăiască pe pământ? Nu a vrut. A cerut bogatul milă pe pământ? Nu a cerut. Dar uite, domnule, că în locuința morților a cerut? Vezi? A fost interesat bogatul pe pământ de mântuirea cuiva? Nu? Dar vezi, când a ajuns în locuința morților, deodată s-a făcut mai bun. Și oamenii spun, unii predică lucrul acesta, că starea lor, într-un sens, va fi mai bună, dar, Ceea ce va fi diferit de, de pe pământ este că Dumnezeu îți va schimba atitudinea față de ei. Ei se vor schimba mai bine, Dumnezeu se va schimba într-un sens în mod negativ față de ei, că nu le va mai da șansa pocăinței și a întoarcerii la Dumnezeu. Este oare lucrul acesta adevărat? Consider că nu e adevărat uh, și vă dau un argument teologic și unul textual. Argumentul teologic care are mai multe puncte. În primul rând... Dacă noi credem că pocăința este un efect al nașterii din nou, dacă credem că pocăința este o lucrare a lui Dumnezeu în noi prin nașterea din nou, înseamnă că oamenii care au în iad, dacă pot să se pocăiască, înseamnă că sunt născuți din nou. Nu? Clar, dacă eu m-am pocăit față de Dumnezeu datorită păcatelor mele, pentru păcatele mele, pentru că am fost născut din nou, dacă cineva ajunge în iad sau în locuința înțeamă și să pocăiește, înseamnă că a fost născut din nou acolo. Ceea ce este la propriu absurd, aberant, eretic. 2. dacă pocăința este lucrarea Duhului Sfânt în noi, înseamnă că oamenii în iad vor avea parte de lucrarea Duhului Sfânt pentru că unii zic că se vor pocăi acolo, într-un mod real și autentic. Ceea ce este iarăși eretic și absurd. 3. Înseamnă că Dumnezeu dă pocăință sinceră și după moarte. Noi știm că cât suntem pe pământ, nu locuiește nimic bun în noi, adică în firea noastră pământească. Cum să locuiască în iad ceva bun în ei? Asta înseamnă că vine de undeva pocăința aia. De unde vine? De la Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu dă pocăința nu doar pe pământ, și o dă și dincolo de moarte, ceea ce iarăși, din punctul nostru de vedere, este nu eronat. Este eretic. Noi nu credem că cineva poate să experimenteze nu mântuirea, nici măcar pocăința sau nașterea din nou dincolo de moarte. 4. Acest fapt ar presupune că oamenii sunt mai buni în iad decât au fost pe pământ. Acum, oamenii nu sunt. Pe pământ nu sunt lipsiți de orice fel de restricție a lui Dumnezeu. Chiar și Dumnezeu când își retrage mâna. Societatea nu explodează în păcat și ajunge la maximul de păcat la care ar putea să ajungă. Dumnezeu lasă niște restricții, da? Niște restricții sociale. Nu vedeți o societate care promovează homosexualitatea, lesbianism, totuși sunt să vede lăsate niște legi pe care Dumnezeu le perpetuează, care ține totuși societatea asta pe niște piloni. De asta nu un haos total. Acum gândiți-vă că în iad Dumnezeu se retrage cu bunătatea lui, cu binecuvântarea lui, cu providența lui total. Cum pot oamenii să fie mai buni în iad decât au fost pe pământ? când prezența lui Dumnezeu s-a retras, când restricțiile lui Dumnezeu sunt luate de peste ei, când Dumnezeu nu mai restringe depravarea Lui. 5. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat, înseamnă că, rezultă că, chinul este acela care produce pocăință și nu dragostea sinceră pentru Dumnezeu. Da? Deci dacă ăla e de de despărțit de Dumnezeu, da, Dumnezeu se retrage total din iad. Dumnezeu nu mai lucrează în cei necredincioși în niciun fel. De ce ajung oamenii ăștia să pocăiască? Rămâne un singur răspuns, datorită chinului. Asta înseamnă că ce n-a putut să facă Dumnezeu pe pământ, reușește să facă chinul în iad. Și asta înseamnă că ar putea, poate am putea și am fi justificat să predicăm o evanghelie în care punem accent pe chinuri, o evanghelie a fricii, nu a harului, nu a dragostei lui Dumnezeu, o evanghelie bazată pe frică, pe teroare, ca oamenii să se pocăiască. Și pocăința aceea ar fi, într-un fel, sincer, ceea ce este greșit. Nu poate chinul să facă ce n-a făcut Duhul Sfânt și nașterea din nou. Și în final înseamnă că pocăința se poate produce fără Dumnezeu, deoarece Dumnezeu va fi absent din iad. Acum vreau să vă dau și un argument textual. Argument textual. Este clar că omul iad nu se poate pocăi fără Dumnezeu. De ce? De ce? Uitați-vă în grădina Edenului. Vreau să vizualizați puțin. Scriptura folosește la un moment dat un limbaj antropomorfic, adică îl prezintă pe Dumnezeu într-un fel ca un om. Zice că Adam umbla cu Dumnezeu în răcoarea zilei. Cum umbla? Că Dumnezeu nu are picioare. Dar cum umbla Dumnezeu cu, Ad... cu Adam în răcoarea zilei? Nu știi cum umbla. Era o teofanie, era o parice. Dumnezeu umbla cu Adam în răcoarea zilei, da? Când satana intră în grădina Edenului, din nou este prezentat sub o formă fizică, da? El vine ca un șarpe. Relatarea Geneze ne duce într-o lume fizică, nu doar spirituală, foarte fizică, încât când vorbește despre Dumnezeu, când vorbește despre satana, să vorbește în termeni fizici. Dar nu că Dumnezeu este Duh, nu mă înțelegeți greșit, dar Dumnezeu... E clar, ăsta este limbajul din cartea Geneza. Vedem că atunci când vine satana, Scriptura nu mai spune nimic despre Dumnezeu, despre prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent, dar prezența lui Dumnezeu nu era manifestată acolo. Mulți oameni spun, este o taină, o taină cum a păcătuit Adam și Eva. Nu știu că la un moment dat este o taină, dar în punctul acesta sau cel puțin în privința următoare nu este o taină. Nu este o taină că nu era Dumnezeu acolo și că era satana acolo. Și motivul pentru care Adam și Eva au păcătuit este că Dumnezeu nu era ca să exercite o influență asupra lor care să-i oprească de la păcătui, nu să-i oblige. Dumnezeu putea să vină la un simplu debate cu satana acolo și să spună Doare, oare a spus Dumnezeu? Vorba fratelui Mihai. Dumnezeu spunea da și să încheia debate -ul. Dumnezeu a câștigat debate fără să oblige pe Adam și Eva să nu păcătuiască, da? Se încheiat debate foarte rapid. Este clar că Dumnezeu s-a retras de acolo. Motivul pentru care Adam și Eva au păcătuit este că Dumnezeu nu a exercitat un har special asupra lor ca ei să nu păcătuiască. Dumnezeu i-a lăsat să păcătuiască. S-a retras Dumnezeu. Nu i-a împins Dumnezeu la păcat, dar Dumnezeu i-a lăsat să păcătuiască. Da? Este, rău este absența binului. În Romani, capitolul 1, un, un alt text, un pasaj pe care l-am observat deja, și trecem de multe ori prin el, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și așa că au ajuns plini de orice fel de necurăție și de nelegiuire. De ce societatea se duce tot mai rău în jos? Pentru că Dumnezeu îi lasă. Îi lasă. Trei, în Apocalipsa, în mijlocul celor mai mari de cazuri care au fost lăsate vreodată pe pământ, în cazul care sunt o manifestare a mâniei lui Dumnezeu și a mielului, spune scriptura, oamenii au început să hulească numele lui Dumnezeu datorită chinului. Deci mușcă limbile de chin și totuși au puterea ci determinarea să hulească numele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este o perioadă când Dumnezeu își retrage harul de la oameni. Și retragerea harului lui Dumnezeu nu îi face pe oameni să devină plindere, mușcare, de părere, de rău, ci să devină uh, uh, într-o manifestare extrem de, 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 de otrăvitoare și păcătoasă a depravării lor. Acum aș vrea să vă atrag atenția puțin asupra pasajului din Luca 16 cu 23, unde avem această istorisire, această pildă cu Lazar și Bogatul. Da? Scriptura spune în versetul 23, pe când era bogatul în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Vă atrag atenția asupra acestui pasaj, pentru că este un pasaj folosit pentru a demonstra că oamenii în iad vor avea remușcări, păreri de rău și așa mai departe. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură. Facem câteva observații rapide. A văzut de departe și a strigat. Părinte Avram, i-au zis. Fieți milă de mine și trimite pe Lazar și să mai vârful degetului în apă și să înrăcurească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Este asta pocăință? Sigur. Nu este pocăință. A devenit bogatul mai bun în iad sau în locuința morților. Avem aici în locuința morților. În iad este luată la propriu orice fel de restricție. Deveni mai bun? N-a devenit mai bun. Ce observăm aici? Observăm că se continuă egoismul lui de pe pământ. Cere milă pentru cine? Nu o fi el singur din locuința morților. Ai milă de? De cine? De mine întâi. Întâi cere milă pentru sine, da? Doi, nu, se vede nicio, nu vede nicio preocupare pentru sufletul lui aici. Nu nicio o preocupare pentru chinul lui, nu pentru sufletul lui. Vrea să-i se stâmpere ce? Chinul. Nu chinul sufletesc că l-a ofensat pe Dumnezeu și nu mai poate de remușcare. Cum am putut să fac așa ceva împotriva lui Dumnezeu? Se vede așa ceva la bogat, nici vorbe de așa ceva. Îi pasă de chinul lui. Trei, acum nu doar îl ignoră pe Lazar, ci vrea și să-l să folosească de Lazar. Tot pentru sine pe pământ a trei pentru sine ajunge în locuința morților și vrea să folosească și de Avram și de Lazar tot pentru sine 4. Îi lipsește total orice regret orice remușcare, orice rușine pentru păcat și ofensarea lui Dumnezeu niciun cuvânt pentru păcatul lui, niciun cuvânt despre Dumnezeu nimic, el nu recunoaște nimic nu regretă nimic, nu este rușine pentru nimic, nu are nicio remușcare pentru nimic, știe că vino de vinovăția lui împotriva lui Dumnezeu și singurul lucru de care e interesat este chinul lui să fie alinat puțin chinul lui Nimic spiritual. Cinci. Crede în mod fatal pentru el și eronat și fals că se mai poate face ceva după moarte. Nu că poate fi scos de acolo, dar că s-ar mai putea face ceva. Greșit. Și mulți oameni cred asta astăzi, nu? Nu știu cum n au citit uh, pildă aceasta. 6 Contrazice frontal metoda lui Dumnezeu de mântuire. Auzi ce spune el. Când uh, Avram îi spune nu se poate așa ceva, el zice, atunci a fi atent, am alte rugăminte. Părinte Avram, să trimis pe Lazar în casa tatălui meu că ce am acești ca am cinci frași, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, sau pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. care e răspunsul lui? care e răspunsul lui? Știți care e răspunsul bogatului? Vă aduceți aminte? Nu, părinte Avrame! Deci, bogatul are o idee. Mă, fii atent. Cum să ne frații mei aici? Uite, trimite pe Lazar, viață de morți, văd ăștia un miracol toți se întorc la Dumnezeu. Tot, fraț, tot frații lui, nu toți ceilalți. Numai frații lui. Da. Uh, și mă, Avram îi zice, nici vorba, au Scriptura, Moise și proroci, au Scriptura, au Vechiul Testament, e suficient ca să fie mântuiți. E suficient Sfânta Scriptură. Și el ce zice? Nu, Părinte Avram, știți ce spune el de fapt aici? Degeaba am avut eu Scriptura. Dacă aș fi avut vreo înviere, vreo miracol, e insuficient ce a făcut Dumnezeu. Îi în locuința morților și arată cu degetul spre Dumnezeu, nu spre, spre sine pentru păcatul lui. Nu, e insuficient, Moise și prorocii. E insuficient. Uite, eu am ajuns aici, asta este, dar măcar pentru ei fă ceva în plus. Ce să fac ei cu Moise și prorocii? Dacă ar vedea o înviere, atunci s-ar întoarce la Dumnezeu. Este o acuzație clară împotriva lui Dumnezeu că metoda lui Dumnezeu pentru mântuire este insuficientă. Nu că era, dar e insuficientă. O înviere ar fi ajutat. Deci stă în ea, în locuința morților și încă îl acuză pe Dumnezeu. Contrazice pe Dumnezeu. Nu-i bună metoda lui. Șapte îl învinovățești, da? Contrazice metoda aleasă de Dumnezeu, adică prin cuvânt și îl învinovățește pe Dumnezeu în mod implicit de starea lui nenorocită și în mod potențial de starea nenorocită a fraților lui. Dacă frații mei ajung aici, este pentru că Avram ne a ascultat de mine să-l trimită pe Lazar, să-l vadă ăștia în viață și să fie mântuiți. Corect? Ca asta spune el. Trimite. Nu, părinte Avram, nu o să fie mântuiți. Își cunoștea asta, fratele lui depravat știa că frații lui depravați, ca și el, nu ascultau de Moise și de proroci. Știa lucrul acesta și recunoaște lucrul acesta. Că ăsta este motivul pentru care se afla în starea asta, pentru că respingeau cuvântul lui Dumnezeu. Și în final are un interes pentru frații lui, dar nu este un altruist spiritual în relație cu Dumnezeu. Este interesat doar de frații lui, nu de alții. Și este interesat doar de chinul lor, nu este interesat de relația lor cu Dumnezeu. Nici vorbă, da? Deci, din punctul meu de vedere, să folosești un asemenea pasaj care sub nicio formă nu predică că starea noastră devine mai bună în ea. să folosești un asemenea pasaj pentru a demonstra așa ceva e greșit. Vreau să ne apropiem acum de trei obiecții. Trei obiecții. Una dintre obiecțiile cele mai frecvente pe care le auzim când predicăm doctrina depravării totale este următoarea și s-ar putea să o auziți de la necredincios. Cu ce sunt eu vinovat că m-am născut în păcat? Omul zice așa, fii atent. Tu zici că eu mă duc în Iad pentru păcatele pe care le-am făcut. Dar eu te întreb, de ce fac eu păcatele pe care le fac? Eu zic, pentru că așa vrei tu. Și el zice, dar de ce vreau așa? Pentru că așa te-ai născut. Aha, am ales o să mă nasc așa? Păi n-ai ales. Ok, dacă n-am ales o să mă nasc așa, atunci de ce sunt eu vinovat pentru că m-am născut în felul acesta, da? Acum veți auzi credincioși care în discuție pe uh, doctrinele Harului vor folosi argumentul acesta. Vor folosi argumentul acesta. Oameni care spun credincioși, care predicatori, au spunând lucrul acesta. Presupoziția, premiza pe care ei o folosesc este că Dumnezeu pare să fie vinovat că a lăsat că păcatul să se ducă asupra tuturor oamenilor. Da? Cu ce el vino... Când mă întreabă bine, cu ce el a vinovat, domnule, că s-a născut păcătos? Eu îl întreb, dar cine a făcut ca să fie născut păcătos? De ce s-a născut păcătos? Pentru că Dumnezeu a, a trasat o lege prin care decizia lui Adam urma să afecteze toată umanitatea. Asta implicit el îmi spune că Dumnezeu e vinovat cu legea asta, da? de transmiterea păcatului. Și atunci, arminienii, în general, vin să corecteze într-un fel această aparentă greșeală cu două doctrine. Unu, că Hristos a murit pentru toți oamenii. Dom'le, chiar dacă sunt născut toți în păcat, măcar Hristos a murit pentru toți oamenii. Și doi, că Dumnezeu dă o altă șansă tuturor oamenilor. Astăzi, mai înainte, ascultăm o predică în care predicatorul spunea, Doamne, noi suntem în aceeași stare în care a fost Adam și Eva. Dumnezeu repetă ce a făcut cu Adam și Eva. Acum, răspunsul meu la lucrul acesta este în felul următor. Chiar dacă lucrurile ar fi așa, adică că Dumnezeu dă o șansă tuturor și că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți, Însă și premiza de la care pornește este greșită. Dumnezeu nu este exonerat, nu este scuzat pentru faptul că a făcut o greșeală întâi. A lăsat că păcatul să vină la toți și atunci zic, bă, ce să fac acum? Hai că îl dau pe Iisus pentru toți și le dau o șansă la toți ca să reparăm greșeala. Deci n-ai rezolvat, oricum n-ai rezolvat prima premiză de la care ai pornit. Deci tu încerci să repari prin doctrina ta, încerci să repari prin doctrina ta o vinovăție pe care e dat-o lui Dumnezeu Chiar când ai început să stabilești doctrina respectivă. Dom'le, cum să scăpăm cumva pe Dumnezeu? Că nu-i corect ca cineva să fie trimis în iad că s-a născut în păcat. Da? Și atunci, hai să spunem că Dumnezeu dă șansă tuturor. Apropo, sunt 2,2 miliarde de oameni, dacă mă înșel, sau 2,8 miliarde de oameni, la ora actuală când n-au auzit nimic despre Hristos. Auzi unui care strigă, prinere, calviniște-ți, Dumnezeu dă șansă tuturor oamenilor, care n-ar fi drept. Tată, citește o simplă statistică. O simplă statistică are misionarilor să vezi că Dumnezeu nu dă o șansă egală tuturor oamenilor. Eu m-am născut în familie de credincioși. Aproape timp de 29 de ani am auzit în fiecare duminică câte o predică, cel puțin de la mine, da? Dar o mare parte din timp nu de la mine. E ă, asta o șansă egală tuturor oamenilor? Dumnezeu nu e comunist. Alo, trezirea. Dumnezeu nu e comunist. Nu dă o șansă egală tuturor oamenilor. Nici vorbim de ceva. Este harul suveran, alegerea suverană a lui Dumnezeu, da? Bun. Faptul că Dumnezeu ne dă o șansă reală. Dacă, dacă nu-i cum trebuie că Dumnezeu a făcut ca păcatul să treacă asupra tuturor, faptul că Dumnezeu ne-ar da o șansă reală, repet, nu rezolvă problema că el totuși a stabilit o lege care pare să nu fie corectă din punctul uh, unora de vedere. Da? Și chiar dacă ne dă o șansă reală, răspunsul meu este următorul. Chiar dacă ne dă o șansă reală, noi nu mai suntem în aceeași stare ca Adam. Corect? Am ajuns la o vârstă în care am auzit Evanghelia. Eu sunt deja rob păcatului. Chiar dacă sunt luminat de Evanghelie, sunt deja rob păcatului. Am făcut o grămadă de păcate în viața mea. Am trăit cum am trăit datorită faptului că m-am născut în păcat. Eu nu mai sunt domnul în situația în care a fost Adam și Eva. veac. Degeaba deci, spune Dumnezeu când dă o șansă reală sau îmi dă și mie o șansă, o altă șansă, că eu nu mai sunt în starea lui Adam și Eva. Nici vorba de așa ceva. Niciunul dintre noi nu se mai află în starea în care a fost Adam și Eva. Mie și convine. Eu sunt mântuit prin harul suveran al lui Dumnezeu, sunt chemat prin harul irezistibil, sunt păstrat prin harul lui Dumnezeu, nu prin faptele mele și îmi convine situația asta. Nu vreau să fiu pus în starea în care a fost Adam și Eva, că sunt simt că ar face exact aceeași prostie pe care a făcut-o el. Exact aceeași prostie. Acum am un răspuns logic și biblic pentru doctrina transmiterii păcatului trebuie să fie stabilită. De ce Dumnezeu a făcut ca păcatul să se împânzească la toți oamenii? În primul rând, puteți să observați în Sfânta Scriptură că acesta a fost modul în care Dumnezeu a tratat în general cu oamenii. Dumnezeu a folosit un cap al unei familii ca să stabilească un legământ. Nu i-am întrebat pe toți, mă, vreți să fiți în împrejur? Ca semnal legământului? Nu e vorba de așa ceva. Dumnezeu a chemat tot poporul obligatoriu să facă un legământ cu el la Sinai. Nu i-am întrebat Dumnezeu, da? Nu le-a cerut Dumnezeu voie să-i scoată din Egipt. Dumnezeu a mers pe promisiunea pe care a făcut-o lui Avram. Da? Vedem că Dumnezeu a tratat în felul acesta când Dumnezeu a poruncit la intrarea în canal să nimicească orice făptură din popoarele acelea păgâne. Unii zic, asta e o problemă teologică aici. Ce problemă teologică e? Dumnezeu a trimis să nimicească pe toți cu desăvârșire. Au păcătuit pruncii de un an? Au păcătuit pruncii de două zile născuți? Nimicit cu desăvârșire. Dumnezeu a lucrat prin această lege a reprezentanților. Vă reprezentați familia, ați făcut prostia și uitați-vă că cu poporul lui Dumnezeu a lucrat la fel, acan. Și multe alte exemple. Multe alte exemple. S-au deschis pământul, toate familiile lor s-au prăbușit acolo. Deci, vedem, aceasta este o lege în Sfânta Scriptură, este un mod, un principiu. Și acest principiu se transmite și astăzi. Mulți oameni uită dintre credincioși. A, da, copiii aleg la treaba lor, vor vedea tineri. Nu, nu, suntem responsabili. Suntem responsabili pentru cei din casele noastre, da? Acest principiu se vede chiar și astăzi în toate sferele societății. Sunt vreo doi nebuni în lumea asta, Câți o că nebuni, care mâine dimineața ar putea să declanșeze al treilea război mondial. Nu înțelegeți? Dacă ăștia spun niște tâmpeni, la pucă punu că o dormi rău noaptea, și iasă la televizor, să dă un tweet atâta și spune, bă, ăla e un cretin, ăla trimite a doua zi o bombă intercontinentală sau nu mai știu ce, nu știu ce trimite ei pe acolo, bombe nucleare sau ce mai fac ei pe acolo și declanșează război mondial. Mă înțelegeți? Și noi toți ne ducem ca zăpăciții la război pentru că doi s-au certat, s-au spus prostii. Nu ne întreabă nimeni, bă, Andrei, tu vrei să mergi la război? toți aliniați să ne apărăm țara și nația, poporul și prostia. Asta o să facem. Îs reprezentanți. Nu, nu ne convine că Dumnezeu lucrează așa, dar în toată societatea, în toată lumea, ăsta, ă, acesta este principiul care funcționează peste tot. Peste tot. Dacă copilul meu face o prostie, pe mine mai e la întrebări. Corect sau nu? Și în țările seculare, și în țările ateiste. Pe mine mai are întrebări. Tu trebuie să ai grijă de el. Eu sunt reprezentant. Eu plătesc. Eu despăgubesc. Cum să impuți lucrul ăsta lui Dumnezeu? Așa funcționează lucrurile în general, da? În toate sferele societății. Și apoi avem o, o altă mare problemă dacă negăm răspândirea păcatului de la un singur om. Avem o problemă cu imputarea neprihănirii lui Hristos. Domnul Iisus Hristos, ca și un cap federal, spiritual, reprezentativ, a tuturor credincioșilor, a tuturor areșilor săi, le impută neprihănirea lui. Prin această simplă lege a reprezentării. Foarte simplu de înțeles fără să intrăm în foarte multe detalii. El mă reprezintă pe mine și îmi dă neprihănirea lui. Dacă nu convine că Adam mi-a dat păcatul lui, ar trebui să nu convine nici că Hristos îmi dă neprihănirea lui. Deși avem o legătură foarte strânsă cu Adam și prin carne cu el. Da? Cu Domnul Iisus nu avem carnal legătură decât el că a luat carne și sânge ca și noi oameni, dar nu a fost tatăl nostru da? în sensul acesta. Da? Și apoi, ă... Eu cred din toată inima mea și se poate dovedi simplu din scriptură lucrul acesta, oricare dintre noi care am fi fost în furca Adamică, am făcut aceeași prostie ca Adam. Deci dacă Dumnezeu s-a retras, fără niciun fel de excepție, am fi făcut exact același lucru. Exact același lucru. Obiecția 2, da? Nu doar de ce suntem noi vinovați, că luăm păcatul de la altul, de la altul și așa mai departe. Obiecția 2. De ce ni se poruncește ce nu putem? Și în ce fel e corect lucrul ăsta? Ne spune, domnule, poate cineva să trăiască deșăvârșit? Nu. Poate, putem să ne pocăim fără Dumnezeu? Nu. Putem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în mod perfect? Nu. De ce Dumnezeu îmi poruncește să fac ceva ce nu pot? Dacă sunt total depravat, Așa e absurd Dumnezeu să-mi ceară Dumnezeu să fac una și alta. Dacă eu sunt total depravat, nu-și bate Dumnezeu joc de tine când Dumnezeu îți spune iubește-mă cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată viața ta. Și Dumnezeu știe că tu nu poți. Nu-și bate Dumnezeu joc de tine. Ha? N-ai făcut lucrul ăla? Pac, te pedepsește. Păi tu ai putea să răspunzi lui Dumnezeu, Doamne, dar tu știi dinainte că nu pot să fac lucrul ăsta. De ce mai cer să fac lucrul ăsta? Încerci să fac niște lucruri pe care nu le pot face, mas să-ți joc de mine? Că unii spun, la asta te duce tot la depravare. Prezintă pe un Dumnezeu care îți bate joc de oameni. Le cere să facă lucruri pe care ei nu le pot face. Ce vedem în Sfânta Scriptură? Uh, și altceva ce mai spun ei pe lângă asta, îi spun, îi spun, în felul următor. Dacă Dumnezeu ne cere să facem niște lucruri, uh, înseamnă că noi trebuie să le putem face. Ca să nu-L portretizăm pe Dumnezeu ca unul care își bate joc de noi, da? Dacă Dumnezeu îți cere să-L iubești, tu poți să-L iubești. Dacă Dumnezeu îți cere să te pocăiești, tu poți! Depinde de voința ta! Da? Ce ne spune Sfânta Scriptură? Păi Sfânta Scriptură ne spune în felul următor și gramatica limbii române. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, Dumnezeu nu spune nimic despre ce poți tu să faci, ci spune ceva despre ce trebuie să faci. Este o diferență între un imperativ și un indicativ. Fă lucrul acesta înseamnă ceva și ai făcut lucrul acesta înseamnă altceva. Da? Imperativul ne arată responsabilitatea, ce trebuie făcut, indicativul ne arată ceea ce a fost făcut, ceea ce a, a fost realizat. da? Imperativele pe care Dumnezeu ne le lasă în Sfânta Scriptură Nu sunt o demonstrare a puterii omului Ci sunt o chemare la ne face responsabilă În al doilea rând Planul lui Dumnezeu, prin lege Planul lui Dumnezeu, prin poruncile date pe care nu le putem împlini A fost ca prin ele să ne descopere neputința Cum puteam noi să ne dăm seama că noi nu putem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu Decât Dumnezeu cerându-ne să le împlinim Și văzând că nu putem să facem lucrul acesta cum ajungeam noi vreodată să ne descoperim neputința de și depravarea totală? Cum? Cum va ajunge omul vreodată să-și vadă neputința? De când fim pus să facă ceea ce nu poate să facă. Atunci aș va descoperi neputința. 3. Așa este arătată rea voința omului față de cele mai bune legi divine. Nu există lege pe care Dumnezeu să fi lăsat în Univers care să nu fie bună pentru noi. Nu există niciun fel de lege. Luăm legile civile, legile sanitare, legile sociale și legile spirituale. În general, oamenii se împacă cu legile lui Dumnezeu în afară de legile spirituale. Toate legile sunt bune pentru noi. Când noi călcăm legile lui Dumnezeu, arătăm prin lucrul acesta rea voința noastră față de Dumnezeu și față de legile lui. Așa se descoperă nu doar neputința noastră, ci ura noastră față de cuvântul lui Dumnezeu și legile lui Dumnezeu. 4. Omul este smerit prin aceste porunci ca să nu se mai bazeze pe sine. Și ăsta este foarte important. Poruncile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu sunt așa de importante pentru că nu există niciun alt mod în care omul să ajungă la epuizare și să strige la Dumnezeu. Decât să fie pus cu migală să împlinească toate poruncile lui Dumnezeu în parte. Toate poruncile lui Dumnezeu în parte. Așa va ajunge la o stare de disperare, de neputință, de epuizare, va spune singura mea scăpare la Dumnezeu. Eu nu pot să împlinesc așa eu. Eu spun, cum ar putea Dumnezeu să ne ceară ceva ce nu putem să facem? Nu, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu acceptă așa să te străduiești puțin, să dai și tu interesul, să arăți măcar că vrei. Trebuie măcar să vrei, Domnule. Nu să împlinești, numai să vrei. Nimeni nu se va duce cu intenții bune în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni. Cine va intenționa, cine își va da silința, cine va strădui, cine va vrea, va fi mântuit. Nu, Biblia nu spune așa. Biblia nu spune așa. Poruncile lui Dumnezeu au rolul de a ne aduce la starea asta de disperare. Acesta este singurul mod în care strigăm către Dumnezeu. Prin porunca de a ne pocăi, de exemplu, pe care nu o putem împlini fără Dumnezeu, Dumnezeu produce pocăința în noi. Prin porunca de a veni la El, prin porunca chemarea Evangheliei, Dumnezeu produce, produce noi pocăința și credința pe care El ne -o cere. Cum îi zic, a, dacă Dumnezeu produce pocăință și credință noi, noi nu putem să stăm liniștit așa așteptăm beculețul roșu când Dumnezeu a produs pocăință și credință noi. Și când o să vrea El să o producă, atunci o să ne pocăim și o să crede. Ce tot predicăm și ne bate în capul? Nu, domnule, felul în care Dumnezeu produce pocăință și credință este prin intermediul chemării Evangheliei. Nu fără chemarea Evangheliei. Nu fără chemarea Evangheliei. Da? Lucrul acesta este contrazis foarte clar în al la rând și de faptul că Dumnezeu ne cere ascultare perfectă. Vreau să-l văd și eu pe ăla, care obiectează în felul acesta, care crede că cineva poate să asculte în mod perfect de Dumnezeu. Unii zic, nu domnule, dacă Biblia îmi cere ceva, înseamnă că pot să fac lucrul că am voință liberă. Pă toți ăștia asta îi întreb. Nu îi întreb nimic altceva. Am multe argumente, dar nu îi întreb nimic altceva decât asta. Tu crezi că poți să împlinești în mod perfect legea lui Dumnezeu? Nimeni nu o să spună da. Tu crezi că poți să iubești pe Dumnezeu cum îți cere Dumnezeu? Nimeni nu o să spună da. Atunci cum poți să susții că Dumnezeu îți cere numai ce poți? Nu ce se potrivește cu libera ta voință. Este absurd. Este absurd. Am auzit un exemplu foarte bun și vă dau și dumneavoastră. Dacă un șofer beat nu poate să ține mașina pe axul drumului, este el lipsit de responsabilitate dacă îl oprește poliția. Ești total lipsit de responsabilitate. El spune, nu pot să ții mașina pe axul drumului. Și ce o zic poliție, dacă nu poți să ții, nu e niciun fel de problemă. Ai că vreo 10 oameni în spatele tău, dar nu o să-ți faci nimic, pentru că noi știm cât de biate ești. Normal că nu poți să ții mașina dreaptă pe lângă axul drumului. O să spună poliția sau judecătorul, poliția sau judecătorul, o să spună așa ceva? Nici vorbă. Este bețivul responsabil de faptele lui? Da, pentru că el s-a îmbătat. Și pentru că el S-a pus în poziția asta și merge în poziția asta. Este amendat, este închis sau bun de plată când face greșeli în trafic sau uh, accidente. Da? Uh, faptul că lui îi place beția și trăiește în beție, asta e simplă problema lui. Nu e problema în niciun fel problema lui Dumnezeu. Sunt multe alte argumente, dar cred că e suficient de clar că uh, Dumnezeu ne cere lucruri pe care nu le putem face din vari motive. Și închei cu cu un argument pe care l-am auzit zilele acestea și l-am auzit repetat în continuu, că Calvin, Calvinismul ăsta a predicat că noi suntem total distruși de Dumnezeu prin faptul că ne-a lăsat să ne naștem în și așa mai departe. Ne naștem total distruși, domnule, total distruși și spunem lucrul acesta ca să trăim în și așa mai departe. Reformatorul Calvin nu a învățat că noi suntem distruși de păcat. Ce a învățat reformatorul Calvin? Uitați ce a învățat Calvin. Vă dau două, trei citate foarte scurte. După ce Adam a părăsit izvorul dreptății, toate părțile Sufletului au intrat în stăpânirea păcatului. Toate părțile Sufletului, da? Conștiință, voință, sentimente, uh, rațiune. Apostolul îndepărtează însă orice îndoială atunci când susține că putreziciunea subzistă nu doar într-o singură parte, ci din potrivă că nicio latură a Sufletului nu a rămas pură sau neatinsă de această boală mortală. Nu vorbește Calvin de vreo distrugere a facultăților sufletului nostru. Că ți-a fost distrusă mintea de păcat. Nici vorbă. Spune că fiecare a fost atinsă de păcat, coruptă de păcat. Alt citat. Citesc din învățăturile religiei creștine, da? Cărțile agroase groase ale lui Calvin. Pagina 371. Despre om se va spune că deține gelul acela de alegere liberă, nu pentru că are în aceeași măsură posibilitatea să decide liber între bine și rău ci pentru că acționează cu răutate prin propria voință fără a fi constrâns. Că spune, da, omul este liber pentru că nimeni nu-l constrânge să păcătuiască. Ce auziți? Ce acționează, ce acționează cu răutate prin propria voință. Decide prin propria voință să facă rău. Nimeni nu-l obligă să facă asta. Deci Calvin a predicat doctrina liberului arbitru. În păcat, bineînțeles. Rațiunea a fost în parte slăbită, în parte coruptă, dar suficient de mult pentru ca ruinele ei să se poată vedea. Deci în parte coruptă rațiunea, da? Vedem să dite în natura umană o anumită dorință, cum vorbește despre dorință, nu despre rațiune, de a căuta adevărul, adevăr spre care omul nu ar fi aspirat deloc dacă nu l-ar fi gustat deja. Deci, vedeți, omul nu îi în sensul că îi lipsește cu totul orice lucru natural bun și așa mai departe. Voința, de altă parte, pentru că este inseparabilă de natura umană, nu a pierit, dar nu a fost distrusă voința, nu au fost distruse dorințele. Omul nu mai poate dori nimic, omul nu mai poate gândi nimic, nu mai poate face calcule matematice de 2 plus 2. Da? Însă a fost robită, n-a fost distrusă, dar a fost, nu a pierit, însă a fost robită într-o asemenea măsură de dorințele păcătoase încât nu mai poate să caute ceea ce este drept. Da? Deci clar el vorbește despre faptul că voința, conștiința, sentimentele, mintea noastră au fost îndreptate spre păcat. Da? Le definește, ele există, au fost corupte de păcat, afectate de păcat, uh... Și ele sunt definite acum prin relația lor cu păcatul, în relația lor cu Dumnezeu, nu prin faptul că ele nu mai există sau nu mai pot să funcționeze. Da? Și închei okay, trecând în revistă foarte rapid câteva filozofii, doctrine care neagă depravarea totală astăzi. Pelagianismul. Care spune că omul păcătuiește doar pentru că vede la alții. Da? Pelagianismul are o problemă foarte mare cu a explica de ce toți oamenii. Băi, nu nu-i măcar unul care să aleagă altfel. Păi că la un moment dat nu mai fac așa, trăiesc. Să facă bine până la știu vieții. Să se decide să facă bine până la știu vieții. Au fost oameni care s-au dus în pustie. Și n-au mai avut niciun exemplu rău. S-au dus în pustie tocmai ca să trăiască în Sfințenie. Nu au putut. Semipelagianismul, omul trebuie să vrea să facă primul pas. Asta neagă robia voinței, da? El face primul pas și Dumnezeu răspunde pasul lui. Asta e semipelagianismul, da? neagă total la depravare. Deci că o rămas totuși puterea în om de a face primul pas. Arminianism. Toți oamenii sunt abilitați să decide pentru binele lor ietență. etern. Toți au o șansă, da? Toți au o șansă. Zic oamenii, toți avem o șansă, domnule, toți avem o șansă. Zic și predicatorii asta și mulți teologi, da? Asta e doctrina harului prealabil. Marea mea problemă cu harul prealabil e că harul prealabil îi pune pe oameni într-o stare foarte ciudată. El nu e nici mântuit, dar nici total depravat. Deci deodată ce el are voința abilitată, are mintea luminată, el mai este un om total depravat. Întrebarea mea, este omul ăsta luminat, abilitat, cercetat, convins de Duhul să mântuit? Ei vor spune nu, este total depravat. Ei vor spune nu, dar ce-i domnule? Ce-i struțo cămila asta? Ce-i omul ăsta spiritual? Ce-i cu el? Unde ne arată Biblia? Este un om mort în păcat, este un om viu și este un om... Unde? Un om duhovnicesc, un om firesc și unul ce e asta? Unde vorbește Biblia despre a treia categorie de oameni? Asta, asta predică Arminianii sub o doctrină foarte ciudată, o, antropologie extrem de defectuoasă. Da? Gândirea pozitivă care a intrat în creștinism cu foarte mare, cu foarte mare putere. Și de asta m-am săturat de Facebook, vă spun sincer, datorită gândirii pozitive. Peste tot o auzi. Domnule, ia ce e bun de la el. Bă, ăsta e eretic, spune prostii, spune erezii, învățători eretici, la propriu, predică o altă evanghelie. Domnule, sigur găsești ceva bun de la el. Să vedem partea plină a paharului. Uh, nu o să fiu foarte, nu o să descriu foarte pe larg imaginea asta, dar la, în general la oamenii ăștia le răspund care uh, mășind, uneori încerc sfatul astfel de oameni și spun, ar putea să mă duc la conferința aia în care predică ereticul ăla. Că o să spun, poate să și lucruri bune. Aș să mă duc acolo unde predică la că mai sunt și lucruri bune. Aș spune, domnule, te duce să iei cea mai bună prăjitură din lume de pe o grămadă mare de gunoi, ca să nu spun altceva? Răspunsul este că nu m-aș duce să iau. Nu mulțumesc. Mediul în care este pusă prăjiturica aia mă face să o resping în totalitate. Da? Gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă flirtează de multe ori și cu panteismul. să avem așa o scânteie o scânteie de bunătate în noi. Doamne, a Dumnezeu ceva în noi care tânjește după Dumnezeu. Toți oamenii îl caută în sinea lor pe Dumnezeu. Fiecare are, are într-un fel drumul lui. Într-adevăr, greutățile veții, faptul că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă cu lumea asta de ce Dumnezeu o lasă cu atâta răutate și nedreptate, îi face pe oameni să se depărteze într-un fel de. Dar în toți există ceva bun. Trebuie numai să știi, Domne, trebuie să știi. Așa, pune să-l iei pe un șai, să vezi că îl poți duce în direcția în care vrei tu. Și o să vede în evangelizare. Îl poți face să-l primească pe Dumnezeu. Nu să-i deschizi Nu să știi cum să le iei pe om. Gândire pozitivă. Care neagă total, total la depravare. Perfecționismul, da? Care neagă impactul puternic a păcatului în viața omului. Impact care își arată efectele chiar după ce suntem chiar după ce suntem mântuiți. Anihilaționismul, martorul Ova, adventiștii care mulți dintre ei predică, mulți carismatici care predică că omul va fi distrus de Dumnezeu, va fi un izigninul va fi distrus, că Dumnezeu nu poate să facă așa ceva. Judecata lui Dumnezeu este că atunci când ai murit, dacă n-ai fost al lui Dumnezeu, te vei duce în neființă. Numai că mulți evanghelici, mulți, așa zici, credincioși, adevărați, spun exact aceleași lucruri. Individul cu tare a trecut în neființă ființă, n-a trecut Domnul neființă. Anihilaționismul neagă uh, gravitatea păcatului nostru înaintea lui Dumnezeu. Neagă totala depravare. Acestea sunt câteva doctrine care neagă totala depravare.